Bună ziua! Ne cerem scuze pentru o mică întârziere, dar în stilul tradițional al nostru trebuie să dăm vina pe alții, nu pe noi. Noi am fost prezenți aici, dar ați văzut că au fost multe persoane și de aceea am așteptat. Vă mulțumesc în primul rând că ați dat curs invitației noastre și chiar de la bun început, doresc să decepționez toate bocitoarele de serviciu din holdingul mediatic al lui Dodon și zecile de sute de troli plătiți din acest partid ca să mă compromite cu trucuri ieftine sau prin declarații aberante care lasă indiferenți chiar și pe curcanii aruncați peste gardul președinției lui Dodon de către prietenii acestora la Cătăramă, adică de către Vladimir Plahotniuc, Pavel Filip și Ion Chico. Deopotrivă, îi voi dezamăgi și pe numeroși reprezentanți ai unor ONG-uri cu veleități de mari experți în toate domeniile, cu apucături de academicieni, cu sau fără barbă, de dimensiuni mai mici sau foarte scunde, sau unii chiar cu dimensiuni impresionante. Nu aș putea să trec cu vederea nici pe reprezentanții națiunii civice moldovenești, care sunt finanțați generos de către unele fundații cu nume răsunătoare de aici de la Chișinău sau din străinătate și le fac jocul politic acestora. Sunt sigur că se vor supăra rău de tot dacă nu-i voi menționa și pe cei cu cele mai bulbucate declarații săptămânale, școliți pe la președinția lui Voronin și lansați în politica de la gura cortului de către Marc Evgenievici Tkaciuc și de către duginiștii locali. Cred că aș proceda de o manieră corectă dacă îi trec cu vederea, și pe unii șefi de partide încă nematurizați, chiar și la o vârstă foarte aproape de cea a lui Igor Nicolaici Dodon. Dacă cumva i-am trecut cu vederea pe unii care joacă în hora dezinformării și a declarațiilor de doi bani numai buni pentru întreținerea curcanilor de la președinție, îmi cer iertare și îi asigur că nu îi voi ignora cu o proximă ocazie. Dacă cei evocat mai sus au cumva amețel de cap sau simptome de altă natură, le-aș sugera cu tot respectul să se adreseze preoților turmentați din beciul de la Condrița, de pe la guleaiurile lui Igor Dodon, ca să le dea câte o lecțică de aghiazmă pentru de ochi. Iar pentru alții care au amărăciune în gură, le recomand insistent să încerce miez alb de nucă de calitate superioară pentru export. Am spus-o foarte clar și respicat chiar în mai multe, înainte de a deveni deputat pe o circunscripție uninominală din Chișinău, că atât Igor Dodon cât și Vlad Plahotniuc fac parte din același clan criminal și corupt care a ținut în frică și în întuneric Republica Moldova. Nu există absolut nicio diferență dintre Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc. De aceea, pe ambii îi așteaptă o perspectivă foarte luminoasă. Penitenciarul numărul 13 din Chișinău. S-a ajuns până la aberații incredibile ca să fiu acuzat și eu și unii colegi de-ai mei de colaborare cu Plahotniuc de către un fost șef de guvern, actualmente președinte de partid, de parcă eu duceam întregul guvern la închinăciune până la pământ, la sediul PDM-ului de pe strada Armenească și aștepta cu cea mai umilă condiție indicațiile prețioase ale lui Plahotniuc. Anume el și mulți din gașca lui l-au făcut pe Plahotniuc erou național, iar astăzi se erijează în postura de martiri și jertfe ale regimului odios al lui Plahotniuc. Chiar nici faimosul vultur de Bășcălia, ex-premierul Tarlev, nu a coborât atât de jos în umilința lui față de Voronin, precum a făcut-o cel care m-a acuzat că aș fi exponentul clanului oligarhic al lui Plahotniuc. Până mai ieri a fost docilul lui Plahotniuc, iar astăzi și-a găsit un nou stăpân, pe Dodon. Aș mai avea un mesaj aparte pentru deputații corupți de la PSRM, dar și către cei alții care și-au făcut un titlu de glorie din calitatea de turnători la curtea lui Dodon. Dacă primii o fac dintr-o mare disperare că vor trebui să răspundă în fața legii și a alegătorilor pentru operațiunea
Bahamas și pentru iarăși umblați cu culeașele, atunci ceilalți turnători de profesie, cu vederi, cu veleități pro-europene, le-aș sugera să se maturizeze atât fizic cât și politic. Acum să ne referim la motivul prezenței noastre aici, în fața dumneavoastră, la această conferință de presă. Urmarea adresării mele publice anterioare către toți cei care dețin secvențe video cu acte de corupție, cu implicarea înalților demnitari de stat, zilele trecute am primit câteva secvențe, o parte din care astăzi le facem publice ca cetățenii noștri să-și cunoască cine-i minte și cine-i fură, indiferent că e vorba de acte de corupție sau de trădare de patrie. Din păcate, în ceea ce urmează, le avem pe ambele. Este un act incontestabil de trădare de patrie când public recunoști că ai implicat serviciile secrete rusești cu chipurile nobila misiune de a-l înlătura pe odiosul Plahotniuc sau îi scrii note informative, un fel de docladnaia, direct lui Vladimir Vladimirovici Putin. De parcă Republica Moldova n-are servicii speciale, n-are SIS, la care Dodon era obligat prin lege să apeleze în asemenea cazuri. Niciun act care implică apelare la serviciile secrete rusești nu justifică acțiuni de acest gen. Trădătorii de patrie sunt în egală măsură atât Dodon cât și Plahotniuc, care tranzacționau ca la ruleta rusească Republica Moldova, unul ca să-și demonstreze condiția de vasal obedient al Kremlinului, altul ca să scape de dosarele de corupție din Federația Rusă. Vedem că între cei doi există o perfectă înțelegere și colaborare, pe care nu exclud că există și în prezent. Vă propunem în continuare să vizionați secvențele video. Nu vrem să le comentăm din punct de vedere juridic și nu vom substitui organele de investigații. Lucrul acesta urmează să-l facă Procuratura Generală. Nu ne facem datoria de deputați în fața alegătorilor care ne-au încredințat mandatele. Totodată vă informăm că împreună cu domnul deputat Carp vom face o adresă oficială pe numele procurorului general Alexandru Stoianoglu ca să verifice veridicitatea acestor înregistrări video și coroborarea lor cu celelalte secvențe video făcute public anterior în care figurează în acte de corupție Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Yaralov. De asemenea, îi vom solicita să verifice dacă în aceste înregistrări există suficiente probe legale pentru tragerea la răspundere penală, pentru trădarea de patrie a celor trei protagoniști, dar în primul rând a lui Igor Dodon în calitatea lui de președinte al Republicii Moldova. Acum, cu permisiunea colegului Carp, am să vă rog să faceți publice două secvențe video. Да, не пушка. И никогда не может быть, потому что... Ну, мы же собрались.
A ienizat o să ieși ce altă zi vor? Dar și că bine e dreptul singurii dumneavoastră. Nu mi-a premiat să nu s-a prins. Cum te apoi? Nu n-a dat dojă și că malteți. Переговор что такое? Мне связание срочно. Ну понятно, да. Мне связание. Помни, что сказал Сил. Барбар, он говорит, тебе это. Он не предвещался после сегодняшней вечери. Acum am să rog pe colegul meu, domnul deputat Carp, Lilian Carp, să intervină și dumnealui. Bună, cred că v-a plăcut cum curge râul Volga de la Grozești până la Sadova, da? Noi moldoveni de pe malul Volgăi vorbesc în, deci în limba rusă, dar asta poate mai puțin contează. Cei ce vreau să fac trimitere, de fapt, dacă este sau nu este materialul dat la Procuratura Generală, dar să știți că de acolo vine materialul și este important ca dumneavoastră să știți că a existat ridicare acestui material, el a fost publicat ordonanța de ridicare acestui material pe pagina sa de către Dorin Chertoacă. Păcat că nimeni nu a făcut public acel lucru. Dar dumneavoastră trebuie să știți că când a fost la data de 8 iulie 2019 semnată o ordonanță în cadrul examinării materialului existente din procesul penal numărul 1/167/19, care a fost înregistrat la Procuratura Anticorupție, se constată că acest material video se află la Procuratura Anticorupție. Și în continuare, deși pentru a constata veridicitatea materialelor difuzate în spațiu public care a avut loc în vara anului 2019, mai exact la 09.06, organele de urmărire penală au efectuat cercetarea la fața locului, a sălii de ședințe prezentate de către reprezentanții PDM-ului Ion Harghel. Cu când căpierea unei a avut loc întrevederea la data de 04.07 și așa mai departe, între președintele Igor Dodon și președintele Plahotniuc și Ieralov, prin cercetare s-a stabilit că în cameră au fost amplasate la nivelul 3 a clădirii PDM-ului pe strada armenească 44/3 două dispozitive de înregistrare camuflate într-o umbrelă de culoare deci neagră și alta într-un dulap confecționat de culoare deschisă. Prin urmare, de către reprezentanții PDM-ului au fost prezentate dispozitive de stocare, deci a informației înregistrate fiind înscrise pe suprafața unui purtător material de informații de tip flash, modelul transgen, de culoare albă cu o capacitate de 16 GB. Ca să știți, aceste materiale se află la procuratură, exact unde se află și celelalte materiale, unde procurorul general le trimite privietul Ruslavic. Da? Nu se află în altă parte, exact de acolo se află și celelalte materiale și unde Slavic dă lecții despre felul cum trebuie de făcut un atac Raider. Da? Deci noi, ca să înțelegem, procuratura generală are deja de un an de zile aceste materiale video, care cade sub incidentă de corupție și trădare de patrie. Spuneți-mi, vă rog, în condițiile în care un șef de stat face note informative, țâță, da? Cum spune el. Face docladuri. Deci face către șeful altui stat, se leagă foarte bine cu alte declarații pe care le-a făcut tipul când a spus că el era în spieț zadanie sau spieț operație. Dacă vă aduceți aminte declarațiile lui Dodon, când a fost întrebat dar ce a fost în acele imagini video care au fost prezentate la data de 9 iunie, el a spus că a fost spieț operație. Păi, a serviciilor secrete. Deci acum este foarte clar, prin acest video, unde el face declarații că face rapoarte către Putin, că a fost într-o spieț operație pentru Federația Rusă. În acest context, Procuratura Generală urmează să se autosesizeze și să scoată de la naftalină acel stick, da, de 16 GB, în care au fost transmise filmările și să studieze articolul de trădare de patrie din partea lui Igor Dodon. În condițiile când noi am înregistrat, sau cel puțin am semnat cu domnul Reniță, da, și cu Octavian Țicu, o hotărâre de Parlament privind declararea lui Igor Dodon, deci în ce privește trădare de patrie, astăzi noi avem propriu-zis probă. Deci un șef de stat
face rapoarte despre situația politică din Republica deci Moldova. Deci procuratura, dar și serviciul de informare de stat este obligat în aceste condiții să se autosesizeze și să vadă dacă Igor Dodonu este pericol de secret deci de stat. În alte condiții, noi vedem că SIS-ul, dar și organele s-au autosesizat, da, și au tras la răspundere pe cei care au fost cumva considerați că fac filar sau, sunt agenți a altor state. Totodată, procuratura nu trebuie să se ascundă, da, fiindcă noi vedem că multe alte dosare, precum furtul miliardului, ridicarea imunităților deputați care au fost implicați de la pederi, așa, din Banca de Economii, dar și alții, cu aeroportul. Aceste dosare, din păcate, stau la murat. Și noi considerăm că acest lucru se face cu bună știință de cauză, precum stă la murat și acel stick în care este toată informația pe care dumneavoastră, noi astăzi, noi v-am prezentat-o. Asta am vrut să vă spun, dacă aveți întrebări, deci poftim. Să întreb cum au ajuns aceste imagini. Exact cum au ajuns în spațiu public priveturi de la Slavic, exact așa au ajuns și la noi. Dacă îmi permiți să vreau. Domnul ministru vorbea despre un stick care l-a primit, da, în poșta personală. E vorba despre același stick și de ce ați păstrat imaginile abia până astăzi? Aș vrea să atrag atenția și cu tot respectul pe care vi-l port dumneavoastră, înțeleg că interes sporit pentru aspectele tehnice ale subiectului, al chestiunii. V-aș sugera colegial și foarte respectuos, pardon, să atrageți atenție primordială la conținut. Ca deputați, și am spus-o și data trecută, primim corespondență de la toți cetățenii. Absolut, nu contează. Asta și menirea deputatului. Și eu, și domnul Carp, bănuiesc și domnul Filip, și domnul Diacov, la sigur, primesc și ei. De aceea nu contează atât partea tehnică a lucrurilor, cât mesajul și actele de incontestabile trădare, de patrie și de corupție. V-am zis, au venit cum au venit și cele anterioare, de aceea nu există nicio diferență și v-aș sugera să, iarăși mă repet, dar e bine, inclusiv pentru unii politicieni care atrag atenția la aspectul tehnic și nu la actele incontestabile de trădare și de corupție. Au venit în același timp sau au venit mai târziu aceste imagini? Evident că dacă veneau mai devreme, apăreau mai devreme. Au venit la momentul potrivit, ca să zic. Păcat și aici regret foarte mult că Procuratura Generală, ceea ce a prezentat domnul deputat Carp, având toate acestea, a clasat pe 6 martie 2020 acest dosar. Este clar că interesul politic, și aș mai face încă un apel către Procurorul General, să nu se conducă în activitatea dumnealui de discuțiile sau clubul de discuții care se cheamă Consiliul Suprem de Securitate. Nu Consiliul Suprem de Securitate este organul care dirigează cu Procuratura Generală. Data trecută a ieșit și a spus cu miliardul chestiunea care toți știau ce ni sunt hoții cu furtul miliardului și n-a adus nimic nou. Este, dar a făcut-o doar după ce a fost ședința Consiliului Suprem de Securitate, a ieșit Dodon și și-a arogat toate drepturile și toate meritele, că el e cel care face, și pe urmă este Procurorul General. E jenant. E jenant și un Procuror General nu procedează în felul ăsta. Ca să fie foarte clar. Vă rog și alte întrebări, dacă sunt și în egală măsură către mine sau către domnul deputat Carp. Vasile Lucianu, Jurnal TV. Domnul Carl spunea că aceste imagini le deține și Procuratura Generală. De fapt, imaginile complete, de pline. Vreau să vă întreb în contextul în care Igor Dodon spune că imaginile înregistrate ar fi trucate. Dacă aveți o comunicare cu Procuratura sau cu oameni de acolo privind aceste înregistrări, sunt ele sau nu sunt montate? Da, există o anumită comunicare. Ele nu sunt montate. Asta este răspunsul. Deci este important să nu se caute acum soluții de a mușamaliza aceste filmări, da, aceste video. Eu acum, clar că nu pot să pronunț numele persoanelor care cunosc toate lucrurile date, este necesar ca Procurorul General să se apuce de lucru, asta vreau să spun, atât cu aceste imagini video, atât cu furtul miliardului, că vedeți, unii își fac partid de noi deja, își fac în Republica Moldova, fiind implicați în de la pederi în ceea ce privește banii din sistemul bancar.
Deci noi astăzi am impresie că Dodon încearcă să mușamalizeze și împreună cu toți băieții ăștia fac teatru, da? În piscina politică din Republica Moldova. Vezi, desfac, fac alianță în stilul Plahotniuc. Ăsta face alianță, le desface alianță. Dă jos guverne, pune guverne, din 2009 încoace, tot asta face. Deci noi ori avem o procuratură care să apucă să curețe clasa politică și vă rog, credeți-mă, dacă ei vin și încep a lucra așa cum este, deci noi ne trezim că o bună parte din cei care astăzi așa tare sunt pentru adevăr și nu știu ce și acum odată în ei sau se renaște lupta cu oligarhii, nu pot oligarhii să lupte cu oligarhii. Asta este important și să nu uităm că atât Plahotniuc cât și Dodon sunt născuți și plămădiți de Voroni. Deci atunci împreună, ei de atunci se cunosc unul pe altul, de atunci împreună fură, începând cu hotelul Codru, da, atunci au făcut-o, credeți că de unde... Atunci ei împreună au făcut și multe alte măgării în politica moldovenească, așa cum am spus-o, deci public. Ăștia doi oameni au făcut toate mizerile din politica moldovenească din 2000 încoace, da, de când pe află în funcție. Alte întrebări, dacă sunt. O întrebare probabilă pentru domnul Reziță. Data trecută când ați prezentat imagini similare, Procuratura Generală a invocat faptul că ar fi nevoie de o sesizare, un denunț scris. Nu v-ați gândit că și acum ar fi cazul să depuneți o cerere, o sesizare? Vă mulțumesc, întrebarea e foarte bună. Cumva anterior m-am pronunțat vis-a-vis de acest comunicat, care după mine a fost o mare eroare, în primul rând, juridică din partea Procuraturii. Procuratura a comentat și a interpretat politic, în primul rând, declarațiile mele, ceea ce este absolut interzis pentru structurile din sistemul justiției și în cazul de față să facă interpretări și declarații politice ale politicienilor și ale deputaților. Nu e dreptul lor, nu le conferă nimeni dreptul acesta să facă. Ei trebuie să ia act și să investigheze. Asta e obligațiunea lor. A doilea, faptul că mi indică care articol, cum trebuie să procedez, a fost o șmecherie pe care probabil tot cei de la președinție le-au indicat-o, cum să procedez. Vă asigur că orice deputat înainte de a proceda se consultă și cu experți, știe. Am făcut o adresă oficială, cred că ați văzut, am și postat-o pe numele Procuraturii, aștept răspuns. Încă nu am primit răspunsul, de altfel, precum n-am primit răspunsurile de la documentele cu Bahamas, operațiunea Bahamas, la care o să revenim în timp cel mai apropiat, fiindcă sunt suficiente motive de a reveni. De aceea consider că Procuratura trebuie să-și facă treaba exclusiv în limitele legii, în conformitate cu Constituția, cadrul legal, legea cu privire la Procuratură și să nu aștepte indicațiile de la Dodon și de la Consiliul Suprem de Securitate, care este o structură eminamente consultativă și pe care Dodon și-a tras-o sub el ca o altă structură pe care se acoperă. Iată care e realitatea. O procuratură, lupta cu corupția cade pe spatele procuraturii și responsabilitatea lor le aparține. De aceea e procuratură independentă și ceea ce s-a referit și domnul deputat Carp. Priveturile slavic, zdrasfuite, ne conduce la ideea că nu avem motive să avem încredere un asemenea procuror care îi învață, le ține un clas, master class procurorilor cum trebuie de devalizat și de distrus sistemul financiar din Republica Moldova. Asta trebuie să facă, să asiste procurorul general la asemenea lecții, master class. Stimați cetățeni, domnilor deputați, dacă în asta constă menirea procuraturii, atunci, într-adevăr, trebuie să schimbăm radical situația. Și pentru asta vom depune toate eforturile, vă asigur, și atât eu și alți colegi pentru a schimba situația. Altfel, sărim de la un regim oligarhic la altul. Stoianoglu n-a făcut mare descoperire, că a menționat că Plahotniuc este beneficiarul principal. S-a știut de foarte mult. Dar și comisia și rapoartele, el doar a vociferat o chestiune care i-a transmis-o Dodon și cei de la Consiliul Suprem de Securitate. Lucrul ăsta n-a scos absolut nimic nou și relevant. Iată care e chestiunea. Domnule Reniță, la începutul acestei conferințe de presă ați spus că recent ați primit unele secvențe noi cu Plahotniuc și Dodon, iar astăzi prezentați o parte din acestea. Asta ar însemna că urmează să vedem ulterior și alte înregistrări. Cetățenii noștri care luptă cu adevărat împotriva corupției sunt receptivi. Și v-am spus,
și am repetat și data trecută. În circunscripția uninominală 26, de care sunt Chișinău, eu deputat ales pe această circunscripție, locuiesc, în afară de simple alegători, și judecători, și procurori, și polițiști. Așa că îi sugerez și fac un demn, din nou, către toți cetățenii Republicii Moldova, nu către mine personal sau către domnul Carp, deputat. Este procuratura, în primul rând. Cazurile de corupție mare să le denunțe imediat, fără nicio ezitare. Vor veni? Evident că le vor face publici. Încă un detaliu foarte important. Atât eu cât și domnul Carp, dar și alți colegi, nu ne arogăm dreptul și nu substituim Procuratura Generală. Ceea ce facem noi este un mesaj transmis cetățenilor, alegătorilor, de combatere a corupției și a trădării de patrie. Declarațiile noastre poartă eminamente caracter politic. De aceea suntem politicieni. Și am zis în intervenția mea, secvențele să le verifice autenticitatea procuratura. Nu ne apucăm noi și nu substituim Procuratura Generală. Am să rog colegii de la IT ca să vi le distribuie și atunci... Da, da, sunt colegii de la IT și de la Serviciul de Presă. Nu ne rămâne decât să vă mulțumim și să ne dorim o țară fără de corupție.